Pam 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 pam. Meci cu FCSB. Bă, pe mine mă tentează să simulăm că probabil e greu să mai pierdem acest campionat. Uite ce Freu a făcut egal. Da, nu mai zic nimic. Progress assessment, ia să vedem, nu mă interesează. Bun, că oricum n-are cum să ne dea afară, deci, da. Suntem practic pe primul loc la tot ce se putea, mai puțin în cupă, că am fost idiot și am pierdut. Bun, avem, o să fie dublă Europa League, optimile, cu Rizespor. Mare echipă pe ăștia, cred că bate și Dinamo. Avem și cu Dinamo, o să simulăm cu Dinamo pentru că vreau să joc eventual cu ambele echipe. Hai să vedem cu cine jucăm. Cred că până la urmă joc cu FCSB. Hai să jucăm cu FCSB. O să joc cu cea mai bună echipă. Nu o să joc cu cea mai bună echipă pentru că nu pot să joc cu cea mai bună echipă. Foarte obosiți. Da, bun. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri pentru acest episod. Bun, băiți, o să jucăm cu formația asta. Pigliacelli, Vlădoiu, Pap, Constantin, Vătăjelu, Jesus, Matiu, Câmpanu, Nistor, Tănase și Ivan. O formație practic secundă, putem spune, pentru că, da, mulți dintre ei nu prea joacă. Singurii care mai joacă ar fi Pigliacelli, Vlădoiu, Nistor și Ivan, cam așa. Tănase aici nu prea mai a jucat. Jesus, nu mai țin minte dacă am apucat să-l debutez, că nu mai țin minte. Probabil o fi meciul de debut. Hai să vedem. Vreau să schimb kiturile pentru că văd că sunt super ciudate, adică gen what the fuck, noi da pe home. Sau ce e pe home, na. Bun, hai să vedem, avem derby. Aici am bănie, bine, practic derby-ul de s-a jucat în viața reală săptămâna trecută. De Craiova n-a prea jucat cine știe ce, dar jucăm acum noi în FIFA. Trebuie să-i bat, hai să vedem. Atmosfera normal, foarte frumoasă, nu mă interesează, trebuie să-i bat, hai. Perde mingea ușor, avem grijă aici, recuperează, pap. Nistor, la Câmpanu, din nou către Nistor, Nistor, pase bună, e bine, ai Tănase, Dodel, Lordul Zeu, marchează împotriva fostei sale echipe, împotriva echipei la care putem spune că și-a pus amprenta pe fotbalul românesc. Bine, tată, ce șut acolo din unghia lui Dodel și deschidem scorul cu FCSB. Tănase care marchează de-abia primul său gol în Liga 1. Păi atât de puțin a jucat în Liga 1? Cred că a jucat mult în cupă, cred. Asta în cupă, în Europa League. Că știu că a mai dat gol cu el, ce naiba. Jesus, ce centrare, Dodel acolo, aproape dublă. Stratul o ține în teren, nu joacă Vlad. L-o fi vândut și pe Vlad, pe bune. Recuperează Ivan. Ivan! 2-0 cu FCSB, practic inversul scorului din viața reală. Dar na, și Steaua e cu echipă mai slăbită și noi l-avem pe Dodel. Na, cum să nu pui acolo pe Dodel? Jesus, care îmi plăcut până acum cum jucă, chiar dacă are decât 58 OVR. Câmpanu vede bine acolo pe Tănase. Bine. Mi-i că vede bine pe Tănase, dar nu voiam să dau la Tănase. Plecase Vătăjelul acolo, cred, nu știu ce n-a plecat. Bine, tată, cine a fost la Mateiu? Da, bă, ce intervenție de zeu. Mateiu acum o pasă perfectă. Nistor, e offside, cred că, da. Cât casa poporului a făcut acolo. Offside trept, da. Acolo, bun, Ivan pentru Câmpanu, Câmpanu în fața golului. Șutează Câmpanu, bară, Nistor cu capul. 3-0. Demolăm pe FCSB în prima repriză. Bă, nu, chiar e mult praise acum, nu știu de ce. Legendariul ăsta nu mai își pune cuvântul, pe bune? Da, deci cum am spus, de sezonul următor o să băgăm pe Ultimate. Că, bă, că parcă e mult, prea ușor. Câmpanu, tăcea superb, dar revine Crețu acolo. Ce gol era ăsta, ce gol era dacă intra. Să ținem prima repriză și știți ce o să fac, fraților. Cred că dau jump to result. Nu cred că mai au vreo șansă să câștige cei de la FCSB. Jump to result, 3-0, rămâne 3-0. Da, meci foarte ușor. Ne apucăm acum repede să jucăm și în Europa League.
Bun, meci cu Viitorul, care e ultima clasată. CFR-ul face iarăși egal și se încurcă iarăși. Noi o să câștigăm cel mai probabil. O să joc cu formația asta. A, Vădoiu Simons, Grigore Bălașa. Da, jucăm cu asta, cu Exim. N-ai să mai stăm pe gânduri și batem cu 2-0. Colici marchează. Colici care intră în repriză a doua locului Ivan, se pare. Bă, să jucăm cu echipa asta. Pigliaceli, normal, Vlădoiu, Grigore, Bălașa, Bancu, Cicâldău, Nistor, Simons, Bărbuț, Colici și Ofosu, cred că e cea mai ok echipă. Se măște de la Redenford pe cine au pe Boldrin, se pare. O, Boldrin. Na, joacă pe asta cu Boldrin, nebun, ia să-i dăm playmatch. Dacă o să le dăm multe goluri, acum în prima etapă, o să simulez după ce al doilea meci. De Vlădoiu, recuperează bine. Are, vine Boldrin, Remi, oh, Remi, un jucător sonor, Remi. Înseamnă că n-au echipă chiar atât de rea, adică totuși au ajuns până în Europa League. Până în optimile Europa League, practic. Nistor acum noi am recuperat, hai aici pe Bărbuț, du-te Bărbuț, Bărbuț, te-ai dus. Du-te Bărbuț, du-te, fugi, fugi Bărbuț, fugi. Lo Ismail, lasă că-i turnul, am încredere, am încredere. Oh, ce pasă greșită! Ce gafă în apărare și Cicl dă profită și deschidem scorul. Ce s-a întâmplat aici? Pe bune? FIFA, ce s-a întâmplat aici? Ok. E bine, marchează și Cicl dă printr-o gafă de proporție a celor de la Rizespor. Două goluri Cicl dă în Europa League, se pare. Da, adică ar fi culmea să pierdem de la ăștia, noi ne-am distrat cu Atalanta. Și să pierdem de la Rizespor, adică ar fi ceva foarte ciudat. Recuperăm aici Nistor. Pentru Bărbuț. Fugi, Bărbuț. Ia uite cum fuge. Ia uite la el cum fuge. Du-te, Bărbuț. Centrează-o lui Reghi Ofosu. 2-0. Asta înseamnă, bă, să ai benzi rapide, mă. Asta înseamnă. Ce fază. Și ce bine, să are totuși acolo Ofosul la cap. Ofosul care nu cred că are... A, tu mai ceva să spun că nu cred că are foarte multe goluri la noi, dar are 5 goluri în Europa League. Damn, Cicâldău recuperează un meci foarte bun al lui Cicâldău. Vedem aici Simons, pasează bine, Nistor, pentru Colici, o, l-a ajuns ăla din urmă. Ha, mă, Colici, bate-te că ai mai multă putere ca el. Hai, a, dacă ai putea să și treci de el, ar fi perfect. Și trece de el, șutează Colici năpraznic și este gol. 3-0, contra lui Rizespor. Și este minutul 28, fraților. Este minutul 28. 29, na. Marchează și Colici al 16-lea său gol. Mă, nu, deci am avut un noroc extraordinar de mare că am picat cu ăștia. Pe bune, chiar am avut un noroc foarte, foarte mare. Cred că și dacă simulam, îi băteam. Doar că am zis să joc să fie mai palpitant, na. Să nu ziceți că nu joc în Europa League. Că așa era practic, venea să simulăm toate meciurile. Boldrin, pasă aici pentru Remi, Remi. Vedem ce face Remi, trece bine Remi. Revine Grigobanu, revine, luăm gol. Luăm gol de la Rizespor, marchează Remi. Și uitați că nu e jucat manșa, adică dacă ne mai dau ăștia... De fapt, dacă ne mai dau un gol, e groasă treaba. 4 goluri până acum și minutul 40. O, Bărbuț! Ce trecere acolo, dar revine Ismail. Revine și Simons, Nistor acum. Continuă Nistor, Nistor. Mamă, n-am acolo cu Ismail, ești nebun la cap. Mamă, Nistore. Bun! Nistor pentru Colici, dar n-ajunge acolo. Fu lent la faza asta, foarte lent. O, cât de bine combinarea aici a turcii. Remi! Remi poate șuta și mai luăm un gol! Incredibil, ne... Mai un pic și ne egalează. Hai să... Mai dăm câteva goluri. Din nou Cicâldău se prelungește foarte mult acțiunea noastră. Nistor! Colici! 4-2! Și egalează recordul! Egalează recordul de cele mai multe goluri marcate în Europa League, în istorie. Bine! Damn, recuperează Colici, pasează pentru Nistor, fuge Nistor, să-l vedem pe Nistor, o încep o nebunie, Bărbuț, 5-2 și e cam șahmat, fraților, hai să mai băgăm și noi pe alți jucători,
Bărbuț, îl schimbăm chiar pe el ca să... Na, mă gândesc alți jucători. Campanu, îl bag și pe Bayram. Două schimbări, băgam doi copii, unul de... Câți ani are? 20 de ani și altul de 18 ani, hai. 5, 2 și... Nu, acum chiar că nu mai au nicio șansă cei de la Rizespor. Bine, mai au șansa să ne bată cu 3-0 lei acasă, dar mi-e greu să cred. Recuperăm aici prin Vlădoiu. Ho! Ce-i acolo? Oh, ce gafe în apărare, nu cred. Nu pot să cred, e inadmisibil totuși. Chiar dacă avem 5 la 3, e inadmisibil o asemenea gafă în apărare. Nu se poate. Te duc Boldrin? N-a că era Boldrin gol. Na. Mult mai bine decât în tot meciul. Iar mai luăm un gol. Incredibil ce meci avem aici, nu pot să cred. Este 5 la 4. Incredibil ce meci. Bă, începură să tragă de timp, nu cred. Numai, lor le convine foarte mult scorul ăsta. Chiar le convine foarte mult scorul ăsta. Că... Na, mai dau un gol și... Trebuie mai departe, dar avem aici... Încă o ocazie, da, preluarea lui Colici nu prea este foarte bună. Recuperează Mateiu. Bă, Mateiu! Ce fu cu pasa aia? Mamă, și trebuie să mai joc următorul meci și nu voiam, mă. Nu voiam să mai joc următorul meci, bă. Ah, dacă nici când dai 5 goluri, bă, nu ești pregătit. Asta e, asta e. Hai să vedem Quick Sim. Și pe bune? Pe bune? Da, nu mai zic nimic. Blocul ăsta n-are nici cea mai mică logică de pe tot globul pământesc, mă jur. Ne-a bătut Dinamo, na, joacă-o pe asta. Nu mai, cred că mai pierduseră de jumătate de an. Bun, formația asta, trebuie să-i batem neapărat cu formația asta. Hai, play match. Vreau, îl dăm acum, bă, 3-0 la pauză și după aceea stimulăm meciul ca să știm că o să câștigăm. Dar n-ai cum, bă, să-ți iei 4 goluri de la desculții ăștia. Nu mai au putea să fac prostia asta. Bun. Hai, vedem aici. Oh, e prezentat Colici. Competition record. Uite, scrie acolo equal game. Bine, nu cred că are treabă chestia asta. Poate dobori recordul astăzi, Elvir Colici, în meciul de astăzi, pentru cel mai bun marcator din istoria Europei League. Hai, tată. Probabil o dublă manșă se pare destul de interesantă cu cei de la Rizespor. Chiar nu mă așteptam. 5 la 4 i-am bătut acasă. Un scor foarte ciudat. Tănase pierde, n-ajunge la minge. Într-adevăr, Tănase n-are foarte multă viteză, dar asta e. De aici poate recuperăm. Ah. Remi, e foarte bun Remi ăla. Recuperează Bancu. Hai, Bancone. Fugi, Bancule. Ce pas aici pentru Andrei Ivan. Hai, Ivan. Du-te, Ivan. Continuă, Ivan. Foarte bine. Ivan. Ah, am încercat-o de Ronaldo, dar n-a ieșit. Oh, ce pas acolo! Da, e bărbuț! Bărbuțule, fire la naiba, bărb... Nu ai gol, nu pot să cred. Nu pot să cred că nu ai gol. Voi vedeți că la scorul ăsta suntem ieșiți din Europa League? La scorul ăsta suntem ieșiți din Europa League? Nu vine să cred. Ia, hai, hai! Bă, gata, mă concentrez. Nu mai fac caterincă pe episod, gata. Hai să ne concentrăm. Hai să mergem cu bărbuța aici. Pac. Pasăm. Colici! Gol! Sparge recordul Elvir Colici! Bărbuț! O acțiune superbă acolo. Din nou, cei mai buni jucători ai noștri în acest sezon, după părerea mea. Fac din nou aici un super gol. New competition record of 18 goals. Am un pic de îngăză pe la colțul gurii, dar nu contează asta. Colici bate recordul de 18 goluri. Stai să vedem, minutul 29 acum. Și
Era 3-1, minutul 28, meciul trecut. Nu se poate! Boldrin! Ce trecere are Boldrin acolo și înscrie! Bă, nu pot să cred ce meci avem cu ăștia, ești nebun, să joc tot meciul! Pă, firați voi să fiți! Ce pas aici? Nu cred! Mai luai un gol! Nu pot să cred, 3-1 pentru Rizespor. Nu pot să cred asta! What? Bă, băi, nu vine să cred ce se întâmplă. Nu vine să cred ce se întâmplă! Bun, 4-2. Bă, ce meci, ești nebun la cap! O, Remi acolo, cât de bine vine, dar... L-avem pe bancă, totuși, Vlădoiu, Bălașo! Ce faci, mă, mânc? Faul, să mor tu, că ăsta a fost faul, dacă ăsta a fost faul, te-am... Sunt căzut în cap, hai, intră și Nistor. Totuși e mai bun Nistor, gata, nase acolo. Cuperează Bălașa, Simmons, ce preluare! Dacă ar avea și viteză, ar fi perfect. Hai, pasă bună acolo, Colici, pasează pentru Nistor, la prima atingere, da, Nistor, șutează Nistor, gol, mă, gol, Nistor, așa da, așa da, haideți, mă, băieți, haideți, ce, bă, 4-3, 8-8 la general, 8-8 la general, voi realiza. Dem, recuperăm, Cristi Bărbuț, Bărbuț, șutează Bărbuț, 4-4, din nou suntem în avantaj, din nou, la acest scor merge mai departe. Incredibil. Deci, incredibil. Ce partidă. Intrare aici. Pentru Colis cu capul. Nist ăsta, Bărbuț. Penalti. Penalti. Asta e. Dem Colici, bate Colici și este gol! Marchează Colici, 5-4! Din nou e 5-4, incredibil ce meci! O, ce pas aici? Nu e offside, nu e offside! Și luăm gol! 5-5, bă, nu pot să cred, mă, nu pot să cred, să băgăm și pe vătăjelul. E mort și bancul. 5-5, ce meci, dar mai trebuie să dea de o gol. N-au cum să ne mai bază totuși, nu cred. Să bună la Vlădoiu, din nou Bărbuț, la Nistor. Hai Nistor, pasează bine, Mateiu pentru Colici. Șutează Colici, 6-5 și face și de data asta, și de data asta hat-trick-ul 3-3 și într-o parte și în alta. Asta e meci cu 11 goluri, mâncați-și capul tău, 11 goluri în total. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Dem Remi, se termină. Și în sfârșit se termină această manșă. În sfârșit se termină, nu se poate. Incredibil ce meci am avut. Nu-mi vine să cred. Chiar nu-mi vine să cred. Bate Burnley pe Cagliari. Ce să vedem, cu cine... Deci, vine se ăsta, United... Cagliari și Eibar. Ok, foarte ciudată. Hai să vedem cu cine am picat cu Cagliari din nou, nu pot să cred. Cu Cagliari în semifinale încă o dată, nu-mi vine să cred. Lol, du-te, du-te, bă, de aici, nu cred asta. Bun, bă, băieți, am și răgușit episodul ăsta de câte ori am strigat gol, că mai pot, ești nebun. Nu mai pot. Bă, dacă nici de acest episod nu merită, bă, 40 de like-uri vreau în acest clip. Bă, nu știu ce mai merită. Meci. Fai de capul meu ce meciuri am avut. Nu-mi vine să cred. 5-4 și 6-5. Doamne, doamne. Ne vedem data viitoare, bă, băieți. Eu trebuie să revin, trebuie să revin.